Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre ConPet. Am să vă arăt ce s-ar fi întâmplat cu banii noștri dacă am fi investit în această companie în 2017. 1000 de RON, dar pentru asta voi avea nevoie de grafic și de dividende. După cum bine știți, eu am mai făcut încă 3 videoclipuri, unul legat despre RomGaz, unul legat despre OMV Petrom și unul legat despre Nuclear Electrica, în care am discutat mai multe detalii și v-am prezentat cea mai bună companie din 2017 și până în prezent din cele 3 enumerate anterior. Mă interesează să văd ce s-ar fi întâmplat cu suma mea de bani pe o perioadă de 7 ani și ce beneficii aș fi avut în prezent. După cum v-am menționat anterior, voi avea nevoie de grafic. Eu am calculat mai devreme și mi-a dat un preț de 100 de RON per acțiune, înainte de ex -Date, ca să prindem dividendul din 2017. Fix aici este ceea ce vă spuneam, da, înainte de 29 iunie 2017. În noiembrie a mai avut parte de încă un dividend cu un randament de 9,18%. Și vreau să vă arăt așa pe scurt, compania din 2009 și până în prezent a tot distribuit dividende destul de bune, destul de interesante și mari în același timp, doar că noi pentru astăzi vom face de aici de la 2017 în sus. Da? inclusiv dividendul din acest an. Încă o dată ne întoarcem puțin la grafic, pentru că este foarte important graficul în această a noastră. Vreau să vă arăt că această companie a avut un maxim pe la 140 de ron, după aceea a urmat uh, acest creșt destul de mare, a venit anul 2017, aici am început să fac și eu exemplul, pentru că v-am spus, inclusiv celelalte trei companii la care am făcut videoclip sunt tot din 2017 și până în prezent dividende anuale și randamente destul de bune. Bun. A urmat această scădere, aici încă un creșt destul de mare, deci din 2016 și până în 2019, adică 3 ani, să spunem așa, în 3 ani, de la 140 de lei am fi ajuns pe la 55 cred că este aici. Era destul de rău dacă am fi cumpărat pe aici pe la 140, iar în prezent dacă nu am mai fi cumpărat deloc am fi fost destul de mult pe minus. Dacă ați fi cumpărat când piața era destul de sus cum este aici, vă recomand să cumpărați când piața scade sau uitați cum am avut aici această oportunitate pe la 55 de lei pentru că prețul vostru ar fi făcut o medie cu prețul uh din prezent sau de când ați fi cumpărat următoarea dată, iar valoarea voastră nu ar mai fi fost aceasta de 140 de lei, ar fi fost 140 plus 55, 195, împărțit la 2, aproximativ 100 de lei, deci o medie mult mai bună. După cum vă spuneam, treaba este destul de simplă, avem 1000 de ron, cumpărăm 10 acțiuni la un preț de 100 de ron. Mai jos avem dividendele din 2017 și până în prezent, acesta este primul dividend, al doilea dividend din luna noiembrie, urmat de dividendul din 2018, 2019 și așa mai departe. În partea dreaptă aveți frumos banii pe care i-am fi făcut noi, i-am fi luat din suma aceasta, iar la sfârșitul celor 7 ani, noi din dividende am fi luat undeva pe la 700 de ron, aproximativ rotunjim noi ca să fie o sumă mai fixă, 700 de ron cu 1000 de ron investiți. Mare atenție, aici nu am inclus taxe, n-am inclus absolut nimic, voi le calculați separat dacă doriți. Iar mai departe vreau să vă mai menționez un lucru, nu am reinvestit dividendele pe care le-am obținut. Deși aș fi putut să fac asta, pe mine m-a interesat să văd băi, ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi umblat absolut deloc la această sumă. Bun, mai departe în partea stângă, noi... Am discutat în videoclipul trecut despre RomGaz. RomGaz s-a descurcat mult mai bine decât ConPet, ceea ce se vede aici. Și în partea stângă avem OMV Petrom, un pic ConPet sub OMV Petrom, iar în partea stângă, mai mai la stâng, așa, avem Nucleare Electrica. Nucleare Electrica s-a descurcat formidabil, aș putea spune, 2800 de RON, aproximativ. Deci, un lucru excepțional, aș putea spune. Bun. Acestea sunt patru companii pe care eu personal în acest moment le urmăresc. Am investit deja bani în acestea și consider că în viitor vor fi niște companii destul de bune cu dividende anuale pentru că atâta timp ați văzut. Eu am luat acest exemplu doar din 2017, dar ele, cum s-a văzut astăzi la compet, dacă nu greșesc, undeva din 2008, 2009, 2010... Tot distribuie dividende, iar dividendele ca să înțeleagă și cei care sunt noi în acest moment pe canal, ne ajută foarte mult la mărirea portofoliului nostru. Pentru cei ce doresc să beneficieze de dividendul celor de la Conpet, nu uitați, până pe 23 mai puteți cumpăra acțiuni la această în companie, randamentul este de 8,57%, pentru fiecare acțiune deținută veți lua 6,87 de lei. Lângă asta nu uitați că trebuie să verificați prețul la care s-a calculat acest randament, da? pentru că, după cum bine știți, acest randament se calculează la un anumit preț, iar compania sunt șanse destul de mari ca prețul acțiunii să crească sau să scadă. În cazul în care scade este destul de bine, pentru că randamentul va fi mai mare, dar în cazul în care acesta crește, randamentul vostru o să fie unul mai mic. Deci mare, mare atenție la aceste lucruri. Nu uitați, dacă vreți mai multe videoclipuri, intrați la mine pe canal, pe playlistul investiții, acolo am făcut foarte multe videoclipuri. Pur legate de dividende, va anunț de fiecare dată când distribuie câte o companie un dividend, va anunț companiile care distribuie dividende în lunile următoare, deci eu zic că este destul de bine pentru cei ce doresc să facă bani. Eu zic că pe termen lung este o investiție destul de bună, despre grafic nu pot să vă spun mare lucru, iar pentru următorii ani trebuie să fim și noi atenți la ce se mai discută în companie, ce profit au, planuri de dezvoltare, planuri de investiții, pentru că și astea contribuie foarte mult la creșterea prețului acțiunii. Până data viitoare, eu vă aștept părerile în comentarii. Pentru astăzi cam atât a fost. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!